Astăzi noi vă spunem ceea ce precis nu vă vor povesti alții. De exemplu, de ce în 2024 noi la sigur nu vom avea alegeri prezidențiale și de ce întrebarea rămâne deschisă și pentru anul 2025? Apropo, cam așa a fost în anul 2001. Lumea trăia prost, era iritată, nemulțumită și foarte dezamăgită. Și ce s-a întâmplat? Pe culoarele puterii de sus, acolo unde totul e galben de ros, s-a ajuns la următoarea idee. Ea se va vota pe ea înșiși, ea va număra buletinul de vot, ea se va declara învingătoare, iar noi vom constata cu tristețe că iarăși am sfeclit-o.